Sute de persoane au participat ieri la evenimentul găzduit de Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preotul Stelian Tofană, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a vorbit despre valoarea vieții în ziua de azi. El a spus că trăim timpuri în care biserica trebuie să facă mai mult pentru oameni și să se implice mai mult în viața societății. E timpul în care, așa cum spun pentru tine, biserica trebuie să facă mai mult decât face și mai implicată în viața societății, care iată o societate ultra globalizată, secularizată, comercială și așa mai departe, dă năvară peste noi și încearcă să-și realizeze propria Evanghelie. În alocuțiunea sa, Stelian Tofan a subliniat că trebuie adoptat un alt limbaj în care să fie exprimat adevărul lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat de Asociația Maramureș pentru Viață și Familie și Asociația Filantropică Martiria.